joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea, 8:35. Astăzi avem 800 de euro, bani care pot ajunge la Răzvan din Iași. Bună dimineața, Răzvan. Bună. Salut, Răzvan. Bună dimineața, salut. Ce faci, măi, Răzvane? Ce să fac? Muncesc. Ce muncești? IT. IT-ist? Bun. Da, da. Bravo. Înțeleg, tot mai mulți IT-iști la Iași. Da, înțeleg că Iașiul e nou Cluj-Napoca. Da, ceva de genul. Lucrezi de acasă sau... Da, de acasă astăzi, da. Cu soția, cu părinții, cu cineva ești sau... Singur momentan. Singure. Ok. La ce lucrezi? La ce lucrezi, Răzvane? O aplicație, ceva, zine? Ciorap. În testare, mai exact. Ești în testare automotiv. Am înțeles. E perfect. Astăzi putem să sărim peste prima întrebare. Așa mă gândesc și eu. Nu sărim peste prima întrebare, că o ne încălzim așa. Da, mă, fi serios, ne încălzim cu IT-iști, așa. Și ne de facem de râs, eu îți spun. Te faci tu de râs. Dacă vreți să-l vedeți pe Luca cum se face de râs cu prima întrebare, vă așteptăm pe pagina de Facebook să-l urmăriți. Are și mustăcioara la el astăzi. Da? Pagina de Facebook Europa FM, suntem în direct. Altfel să începem, nu? Hai, da. Dacă fierb de nerăbdare, să-i pun prima întrebare. Am făcut și rimă, vezi? 100 de euro. Răzvan, să ne cerem și scuze că te deranjăm. Ai 100 de euro dacă știi cât e radical din 49. 7. Ah. Nu e bine. Asta că am rezolvat-o și pe asta cu radicalul, că a fost grea la un moment dat. Te rog eu, ajută-mă să depășesc momentul ăsta. De da, ce? Răspunsul e corect. Să validăm. Da, trebuia să întreb cât e radical din 50. Puteam să facem asta, dar niciodată și iată se dovedește încă o dată că nu ținem cont de... Că știi că am avut mereu ascultători care se fereau să ne spună cu ce se ocupă, de teamă că le schimbăm întrebările sau domeniile. Eu sunt chiar curios, noi am avut o discuție aici în studio mai devreme, dacă există cineva pe recepție care știe cum se mai calculează radicalul, apropo de radical din 50. Dar cred că Răzvan e în afară de profesorii de matematică. Răzvan, cum se calculează radicalul? Încercăm toate metodele de ori la puterea a doua până găsim rezultatul. Nu e așa, nu e așa. Nu, pe bune, dacă știe cineva, dacă știe cineva, dați-ne mesaj pe WhatsApp. Cred că Răzvan poate să scrie repede un program de calculator care să-ți calculeze radicalul doar dintr-o privire. Aha. Bine, ai 100 de euro, Răzvan, poți merge la 200 sau rămâi cu 100. Încercăm mai departe. Sigur. 200 de euro. Hai, mă, e IT-ist, Răzvan se distrează acum în dimineața asta. Zici? Până la capăt, da. Răzvan, câți ani ai? 30. Mulți înainte. Ești crud pentru întrebarea asta. S-ar putea să spună probleme, dar vom vedea. Răzvan, cum o cheamă pe soția lui Ion Iliescu, fostul președinte? Nina Iliescu. Da, Nina, pentru un IT-ist... Te-ai mișcat greu pentru un IT-ist, da. Dactilografiezi încet, lent. Mai repede scrisul, mai repede. Nevastă Ion Iliescu. Ce-ai făcut, mă, Răzvanea? Răspunsul e corect, dar a venit târziu. Doamna Nina. Da, doamna Nina, of. Răzvane, asta e. N-a fost să fie. Practic, deci 30 de ani. 30 de ani. Deci... Ai toată viața înainte să câștigi concursuri de-astea de tip Dublu sau Nimic. Da. Te pregătești acum. Soția domnului Constantin Emil Constantinescu, Traian Băsescu. Aici mai lucrăm cu domnul Constantinescu, nu știu. Exact. Da, nici eu nu știu. Nu știu, tu știi? Nu. Asta e de 4.000 de euro. Asta e de 4.000 de euro. Păi pregătiți-vă, dragi participanți. La Klaus Iohannis e mai simplu. Și la Băsescu. Și la Băsescu. Da. Nu știu, Maria, dar... Bine, Răzvan, îți mulțumim tare mult. Ne apucăm de treabă și mâine cu Dublu sau Nimic, doar că plecăm de la 200 de euro. Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine.